o soluție pentru a crea un lichid, pentru a imita un lichid care curge printr-un tub. În fișierul nou în Blender eliminăm cubul care este în scenă. În setări voi folosi butonul stânga de la mouse. Vom crea un nou obiect, linie curbă, bezier. Vom începe redactarea, Edit Mode, unul din punctele de control. Ei vom indica coordonatele X, Y, Z, 0. Vom selecta ambele puncte de control care definesc segmentul pentru a produce subdivizarea. Subdivide. Când să avem mai multe puncte de control. 1 în plus, 2, câte avem nevoie. Primul punct rămâne neschimbat, adică poziția lui rămâne acolo unde el a fost, coordonata 0. Cu mânerile tangențiale indicăm curbura pentru linia noastră, cât va fi de răsucită. Dacă deranjează aceste pene care indică direcția linii, deconectăm normal. Terminăm redactarea. Object Mode. Creăm un alt obiect, cilindru, cu cantitatea de puncte de control, să presupunem vreo 6 sau 8. 6, bine, 8. 8 sau chiar 12, de ce nu? E destul de dens. Am destul de dens plasa obiectului. Îi schimbăm raza ca să fie mai mică. Îi vom ajusta mai târziu dimensiunile. Acum începem redactarea. Edit Mod. Scoatem umbrirea ca să putem selecta și suprafețele invizibile sau elementele invizibile. Deselectăm totul. Cu selecția circulară sau dreptunghiulară selectăm doar partea din jos și de asemenea indicăm coordonatele locale X, Y, Z, 0, ca și la linia care am creat-o. Fără a părăsi modalitatea de editare, trecem la nivelul de redactare a mochiilor, deselectăm totul, selectăm mochile care sunt de-a lungul obiectului, le divizăm ca și în cazul precedent, Tools, Subdivide, cantitatea este limitată la 10 a numărului de tăieturi, dar dacă vom scrie acolo 100, va fi și așa bine, adică va fi o carcasă destul de densă, o plasă destul de densă a carcasei obiectului. Așa. Mai departe, terminăm redactarea, Object Mode, rotim obiectul ca el să fie rotit cu 90 de grade, axa Y, resetăm atât scara cât și rotirea obiectului, Apply, Scale and Rotation. Așa, și producem acum parentarea. Fără a pierde selecția, selectăm prin Shift reținut apăsat, selectăm și obiectul linia curbă, care va fi părintele obiectului nostru, și vom adăuga parentarea Parent Curve Deform. Și încă o dată alegem tot aceeași. Așa. S-a produs, acum putem să arătăm înapoi umbrirea, solid. Avem acum un lichid pe care îl vom anima doar prin valoarea scale la X, la axa X.
densitatea carcasei este suficientă, dar totuși avem careva unghiuri aici, care sunt definite de interpolarea linii. Ne ducem la linii, la forma lineară și alegem să fie mai multe puncte de control. Încât să avem rotunde colțurile. Indicăm și pentru render tot același lucru, deși nu neapărat. Așadar, am creat obiectul. Obiectul nostru îi vom indica grosimea, ca să aibă forma lineară, să posede careva grosime, pentru că acum ea este obiect ajutător, adică acum ea nu este direct reprezentată în vizualizări, este doar ca obiect ajutător. Alegem opțiunea Full, mărim valorile la Depth, ca ea să fie puțin mai mare decât obiectul pe care l-am modelat. Și ca să vedem și obiectul, ne întoarcem înapoi la blocul obiectului, la proprietățile obiectului și alegem la secția Display, în loc de opțiunea texturate, Maximum Draw Type Wire, adică să fie reprezentat doar ca linii, ca să putem vedea prin acest obiect. Înapoi la data blocul obiectului și să-l facem mai rotund, pentru că acum secțiunea este dreptunghiulară, dacă observați. Îi mărim Bevel Resolution 1, 2, cât este nevoie. Bine, asta e cam tot ce am avut noi de a modela. Adică, acum vom anima doar un singur obiect. La operația de parentare, cu cav de formă, obiectul a primit un modificator, modificatorul cav. S-a produs și parentarea și am primit și modificatorul cav cu opțiunea X. Deci noi am produs rotirea în direcția Y ca să corespundă axa X cu direcția pentru această transformare. Dacă o să fie altă axă, respectiv rezultatul o să fie nu cel care ni-l dorim. Cam atât.